Salutare, sunt Mihai de la Sele Club și astăzi o să discutăm de principalele trei piedici, mai ales în mintea noastră, care ne opresc când începe o afacere în online. Iar aceste concluzii le-am tras după ce am lucrat și lucrăm cu peste 1.600 de oameni care cumva au depășit aceste piedici și în prezent lucrează la propriul lor afaceri online în comunitatea Sele Club. Ideea este că poate unii au doar una din aceste piedici sau mulți au două sau toate sau mai puține. Putem să le depășim pe toate și o să vedeți că nu este greu să trecem peste și nici nu este ceva ce nu putem să găsim resursa ca să o facem. Prima piedică, nu știu ce să fac, cum să fac, când să fac și atunci mai bine nu fac nimic, dacă nici nu știu ce să fac. Sunt multe oportunități care puteți să le urmăriți în domeniul online, fiindcă aici vorbim de Seller Club, o să mă concentrez doar pe ce facem noi. Sunt cursuri, cărți, programe care te pot ajuta să înveți, să-ți faci o idee, forumuri, grupuri. Iar în momentul în care îți clarifici o idee și te hotărăști pe ce vrei să începi, fiindcă asta e foarte important. Unii ar vrea să facă și dropshipping, și site, și marketplace, și nu știu ce, și iese o tocăniță de cartofi cu ciorbă, pește prăjit și tort, cu niște frișcă deasupra. Și bineînțeles că nimeni nu dorește așa ceva. Alegeți o idee și odată ce ai luat decizia, ai să vezi că o să găsești și informația și ai să știi și ce să citești. Dacă vrei să citești despre toate, clar, nu o să reușești să te pui la curent cu nimic, fiindcă e foarte multă informație. Vorbind de vânzările online pe Marketplace, sunt multe resurse, suntem și noi la Seller Club unde te putem ajuta și putem să fim alături de tine, cum suntem în prezent alături de peste 1.600 de oameni, mulți dintre ei care au și 2-3 firme care vând deja cu profit pe eMAG. Așa că dă-ne un follow, dă-ne un mesaj și putem să discutăm și să-ți explicăm cum poți face și tu treaba asta. A doua piedică este cea legată de bani. Nu am bani sau mi-este frică să pierd banii. O temere foarte întemeiată și absolut normală pentru oricine, dar haideți să ne gândim ce riscăm și ce pierdem. Noi la Seller Club întotdeauna spunem că nu trebuie să investești mii, zeci de mii de euro, adică peste 3-4.000 de euro pentru a începe. Poți să începi cu un buget mic, poți să începi cu o primă comandă de 1.000 de euro, 1.500 de euro în produse. Odată ce îți descoperi produsele care vând, să mai crești și să-ți aduci mai multe produse. Legat de banii investiți în firmă și tot ce trebuie să faci ca să poți să dai drumul la treabă, aceste investiții se ridică undeva între 50 de euro și 500 de euro, dacă vrei să-ți faci și brandul. Deci, na, să zicem că amânăm să ne schimbăm telefonul cu ultimul model Apple, care costă 1000 și ceva de euro și avem bani să facem și firma și avem bani să aducem și primul stoc de produse. Referitor la banii pentru a ține o firmă în activitate, ca să zic așa, pe modelul Seller Club există avantajele că nu ai nevoie de chirie, adică nu trebuie să-ți închiriezi un birou, un depozit, deci nu trebuie să cheltui acești bani, nu trebuie angajați. Și foarte important, cumva așa elimina 95% din cheltuieli. Singura cheltuială pe care n-ai să poți să o elimini este contabilul, dar un contabil la început de drum găsești undeva cu 200-250 de lei pe lună, cel puțin atât percep cei care recomandăm noi în comunitate. Așa că dacă ai 250 de lei pe lună, e ca și cum ai avea un abonament, nu știu, la ceva de televizoare sau în fine, de streaming online, poți să ții firma în activitate și pentru a începe, nu știu, să zicem până într-o 1.500-2.000 de euro, poți să dai drumul la treabă. Sfatul care îl dau tuturor este că banii ăștia, deși poate par mulți, nu sunt chiar așa mulți, dar poți să-i faci oricând la loc. Adică, să zicem că prin absurd nu merge nimic și na, ai cheltuit 1.000 și ceva de euro și ai învățat ceva, dar n-ai făcut cine știe ce profit. Banii aceia poți să-i faci la loc, dar dacă merge sau când o să meargă, nu degeaba sunt 1.600 de oameni la noi în comunitate, rezultatele vor fi mult mai bune
Și foarte important, bani mai poți să faci, dar dacă aștepți 5 ani de zile să te apuci de ceva, acel timp nu o să mai poți face la loc. Adică chiar dacă bagi de 10 ori mai mult bani, dar 5 ani de zile mai târziu, tot îți va fi mult mai greu, adică nu o să poți să recuperezi timpul ăla și cred că aceasta este resursa cea mai valoroasă. Și așa ajungem la a treia etapă, că nu am timp. Cu toți avem familie, joburi, alte afaceri, poate școală și hobby-uri și spunem că nu avem timp să mai facem altceva. Totuși, 80% din oamenii de la noi din comunitate au job și în paralel cu asta și-au lansat și o afacere. Mulți dintre ei sunt și șoferi profesioniști, adică au un program destul de strict. Când conduc, nu vă dați seama, nu poate stea pe laptop, pe telefon și cu toate astea se descurcă. Foarte multe mame care stau acasă cu copiii, cu un program destul de fragmentat, că se trezesc copiii, trebuie să mănânce, trebuie schimbați la școală, la duș, duși, cu toate astea găsesc și timpul să se ocupe și de business și de familie. Sau foarte multă lume care a renunțat la un serial, la a se uita la un meci când ajung acasă și 2-3 ore să le dedice acestui model de business. Deci, în principiu, se poate găsi și timp. Desigur, trebuie să facem un mic sacrificiu, nu putem pur și simplu doar așa să stăm cu fundul pe scaun și să vină banii. Trebuie să fim dispuși să investim un pic de energie, un pic de timp și niște bani. Când luăm decizia asta, cu siguranță vom găsi și direcția în care dorim să mergem și cum să o facem și dacă dorim o să găsim și tot suportul de care avem nevoie. Noi la Seller Club cu asta ne ocupăm, lucrăm cu oameni care mulți dintre ei nici nu au avut afaceri înainte. Și îi îndrumăm și să-și deschidă firma, să găsească și contabili, să știe să-și aleagă și produsele, cum să le aleagă, cum să le calculeze, cum să le importe, cum să facă vama, cum să le vândă și tot ce trebuie să știe despre acest model de business. Și lucrul ăsta îi ajută să poată să nu piardă nopți citind, întrebând peste tot și aplicând tot felul de sfaturi, fiindcă primesc toate informațiile care au nevoie de la noi și se rezolvă totul în câteva minute. Foarte important și sfatul care îl dau tuturor când începeți un business sau orice faceți, și vă documentați așa de pe toate grupurile publice unde toată lumea vă răspunde vrute și nevrute, trebuie să vă gândiți la un lucru. Orice aplicații din sfaturile primite pe gratis, ca să zic așa, de la tot felul de oameni care vor să vă ajute, să știți că aplicați pe răspunderea voastră legală și pe banii voștri. Adică filtrați foarte bine informația care o primiți, fiindcă dacă unul vă spune o prostie și voi faceți un import nu știu cum și nu declarați ceva, fiindcă v-a zis cineva pe un grup că se poate, și se poate, dar peste un an de zile, 2 ani de zile vine vama în control și trebuie să plătiți din urmă și vă alegeți și cu un dosar penal, nu o să puteți să le spuneți: a, păi mi-a zis un băiat pe Facebook și am făcut ca el și n-am știut și îmi pare rău. Nu o să meargă chiar așa ușor, o să aveți de tras. De aceea este foarte important de unde vă luați informația și de aceea și Seller Club are succes în 3 ani de zile, 1700 de oameni, fiindcă toate informațiile care le dăm sunt gândite pentru a nu vă expune legal și financiar și a avea un business 100% corect. Fiindcă noi gândim pe termen lung. Nu ne bucurăm că nu plătim 50 de dolari taxe vamale sau nu știu ce prostii de astea. Aia sunt bani de semințe. Noi dorim să creștem afaceri de sute de mii, milioane de lei, care peste 2-3 ani de zile să n-aibă probleme că au fost crescute cumva eludând taxe sau făcând tot fel de prostii. De aceea vă așteptăm la Seller Club, dă-ne un mesaj, scrie-ne pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, scrie mie sau Jean și dacă crezi că poți să găsești 2-3 ore pe zi și nu știu câteva mii de euro acolo care să poată să schimbe viața, atunci poți să te apuci de un business.
Dacă nu, mult succes în orice ți-ai propune și foarte important, filtrează și cumva înainte de a aplica orice sfat, orice informație, măcar verifică din două, trei surse că este ok. Am cunoscut foarte mulți antreprenori care pur și simplu mai aveau o singură soluție, fiindcă au făcut niște tâmpenii și soluția era să închidă firma să o ia de la capăt. Și e nasol să fii la un business de 1 milion de lei pe an, 1 milion și ceva de lei pe an și cumva să trebuiască să închizi, să o iei la capăt. Desigur, știi informația, ai niște bani, dar tot vei pierde niște luni și e păcat. Iar asta dacă a pus-o închis, că dacă n-a pus-o închis și ești controlat și na, atunci ești bun de plată. Așa că vă așteptăm în Seller Club să facem lucrurile corect și să fim alături de voi cel puțin un an, la fel cum o facem cu cei 1700 de antreprenori și să facem treaba corect și cu spor și să ne bucurăm și de timpul liber și de bani pe care îi facem. Vă salut și spor la vânzări!